Sistema mai important. Acord mandat. Țină liniște, vă rog, haideți că domnul președinte vrea să înceapă ședința. Ce vrea să vă rog, mai aproape. Ca de obicei mă trebuie să încerc să spune, am și alte notate probleme. Domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor consilieri județeni aleși, doamnelor și domnilor reprezentanți ai mass media, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 145, în 21.6.2016, s-a convocat ședința de constituire a Consiliului Județean Bacău pentru data de 23.6.2016, ora 10. Întrucât din numărul total de 37 de consilieri, sunt prezenți 37, este îndeplinită condiția legală majoritatea două prim, așa încât constat că ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Potrivit prevederilor articolului 31 alineatul 1 din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicană, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier județean ales, asistat de doi consilieri județeni aleși dintre cei mai tineri. Rog pe doamna secretar general să verifice acordul civilă și să comunice persoanele care îndeplinesc criteriile anunțate mai sus. Bună ziua și bine ați venit la ședința de constituire a noului Consiliu Județean. Așa cum a spus și domnul prefect, rezultă din actele pe care le-am avut produse din noul electoral, doamnei consilieri Marchișana, născută la data de 24.04.1945, îi revine onoarea de a prezida ședința până la alegerea noului președinte al Consiliului Județean. De asemenea, domnul Cucerescu Ion, născut în data de 26.01.1992, și domnul Emil Vitelu Mihai, născut la data de 31.08.1987, le revine rolul de a fi asistenții doamnei Marchiș. Voi striga nominal pe fiecare consilier în parte. Domnul Bandea Toma, domnul Berceanu Gheorghe, doamna Bogea Angela, domnul Bostan Ionel Gabriel, domnul Brașoveanu Sorin, domnul Brăneanu Dumitru, domnul Ciobăniță Corneliu, domnul Cojocaru Ovidiu Relu, doamna Coșa Maricica Luminița, doamna Cristea Tina Oana, domnul Lucerescu Ion, doamna Dima Carmen, domnul Floroiu Ionel, domnul Gheorghiță Marius Gabriel, domnul Grițcu Gabriel, domnul Cumulescu Vasile, domnul Ilișanu Claudiu Augustin, domnul Izvoran Vasile, doamna Ivano Floarea, domnul Manolache Vasile, doamna Marciș Ana, domnul Marcu Costică, domnul Mihailă Petrică, domnul Miroșeanu Ligă Alexandru, domnul Mititelu Mihai, domnul Năstasă Claudiu, domnul Nechita Neculai, domnul Ochenatul Nechifor, domnul Olteanu Petre Cezar, domnul Cristaru Marius, domnul Pocovnicu Constantin Dorian, domnul Spătar Eugen, doamna Stoica Dana Elena, domnul Șendrea Iulian Răzvan, doamna Șotcan Teodora, domnul Șova Solin și domnul Toma.
pe doamna Mărășana și asistenții domnul Cerescu și domnul Așa și domnul să preia producerea ședinței de construire a Consiliului Județean Bacău. Privilegiul și onoarea ce mi-a fost astăzi acordată să conduc lucrările ședinței de constituire a Consiliului Județean și vă asigur că împreună cu cei doi colegi ne vom strădui să fim operativi, să fim eficienți și în același timp să respectăm întocmai legea. Vă aduc la cunoștință de asemenea că în sală sunt reprezentanții mass media și mulți alți invitați cărora le adresez mulțumiri pentru această participare la ședința de constituire. Dați-mi voie să vă prezint ordinea de zi a ședinței de constituire. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni, aleși la data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea constituirii Consiliului Județean Bacău, rezultat din alegerile locale desfășurate la 5 iunie 2016. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău. Și 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean Bacău. Această ordine de zi nu trebuie supusă la vot, deoarece este stabilită prin lege. De aceea dați-mi voie să trecem la primul punct al ordinii de zi. Și anume, constituirea Comisiei de Validare. Pentru validarea mandatelor consiliilor județene se aleg prin vot deschis din membrii lor pe întreaga durată a celor 4 ani de activitate o comisie de validare alcătuită din 3 sau 5 membri. Vă informez că de fiecare dată au fost aleși doar 3 membri pentru că nu au o activitate prea mare de desfășurat. De aceea eu propun consilierilor să mergem pe alegerea a 3 consilieri în comisia de validare. Dacă sunt observați, dacă nu sunt pus la vot, numărul de 3 consilieri. Cine este pentru? Rog consilierii să voteze. Mulțumesc foarte mult! Aprobând numărul celor care se facă parte din comisie,
rog să se treacă la propunere. Poftiți, domnul spătarul Eugen. Am două propuneri, pe doamna Angela Bolcea și pe doamna Carmen Ima. Domnul spătar a făcut două propuneri. Le vom supune la vot individual. A propus pe doamna Angela Bolcea. Dacă sunt observații. Da, trebuie să le apropăm cu cele două, da? Și apoi, și alte propuneri, sigur. Sunt observații? Toate propuneri. Toate propuneri. Facem toate propuneri. De acord, copii. Alte propuneri. Conform pe domnul Ovidiu Părlocaru. E domnul Humulescu. E domnul Ovidiu Părlocaru. Propune de domnul Ovidiu Părlocaru. Da. Să propun pe domnul Vechi Tamar. Deci, domnul Mihaela propune pe domnul Vechi Tamar. Marcel. Ne oprim aici? Deci, domnul Mihaela propune în comisie pe domnul Nechita Neculaie, da? Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, vom trece la aprobarea propunerilor făcute în ordinea în care ele au fost enunțate. Mai întâi, prima propunere, doamna Angela Bolcea. Dacă sunt observații. Dacă nu, cine este pentru? Dacă este cineva potrivă, dacă se abține cineva. Deci nu. În unanimitate a fost aprobat. A doua propunere. Vă rog, ridicați mâna dacă sunt. Deci, repet atunci, da? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci sunt abține. 2, 4, 5, 6, 7, 9. Deci, vă rog, vă spun acum cine se abține. Secretaria putea să lucreze. Exact, da, mai mult număr. De 10 abține, da? 11. Da. Trecem la a doua propunere. Doamna Carmen Dima, dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Păi să vedem dacă sunt împotrivă, așa sunt. Să vedem de ce este în șapte. Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Vă rog să numărați. Deci, 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 deci vă rog din nou să ridicați până cei care vă abțineți. Și ridicați până la cei care vă abțineți. Hai. Trecem la a treia propunere. Pentru Cojocar Ovidiu. Da. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. O abținere aici? Câte abținere?
15 abține. A patra propunere e domnul Nechita Vengulaș. Sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Împotriva? Cine este pentru domnul? Numărați cât sunt pentru domnul. Domnul Hiru, cât sunt? 14 sau 15?
Potrivit articolului 90, raportat la articolul 31, alineatul 3 din legea 215/2001, Comisia de Validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune Consiliului Județean validarea sau invalidarea mandatelor. Pentru această problemă, rog Comisia de Validare, împreună cu doamna secretară, să se retragă și dânsa va pune la dispoziția Comisiei procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean. Vă invităm să trecem la lucru. Sperăm să nu dureze foarte mult această discuție, dar până la revenirea în sală, luăm o mică pauză. În calitate de președinte al Comisiei de Validare, contestez raportul privind rezultatul verificării legalității mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 5 iunie 2016. Comisia de Validare a dat sesiunea de constituire a Consiliului Județean Bacău din 23 iunie 2016, formată din președinte Carmen Dima, secretar Ovidiu Cojocaru, membru Vocea Angela, în conformitate cu articolul 90, raportat la articolul 31 alineatul 3 din legea 215/2001 a administrației publice locale, rectificată, modificările și modificările ulterioare, a verificat legalitatea mandatelor fiecărui consilier județean ales în urma alegerilor locale pentru Consiliul Județean Bacău din data de 5 iunie 2016. Verificarea s-a efectuat în baza condițiilor prevăzute de articolul 6 alineatul 1 din legea numărul 115/2015 pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul alegerilor locali, raportat la articolul 40 alineatul 3 din Constituția României Republicane. Astfel, potrivit articolului 6 din legea numărul 115/2015, la punctul 1, nu pot alege a. pe vii sau alienați mental puși sub interdicție, b. persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege de durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. 2. Nu pot fi aleși a. cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute la articolul 40, alineatul 3 din Constituția României Republicane. B. persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alineatul 1, precum și persoanele cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice altă funcție publică. Potrivit articolului 40, alineatul 3 din Constituția României, nu pot face parte din partidele politice, judecătorii curții constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii active ale armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. În urma analizării procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Bacău, depus de către biroul electoral din circumscripție județeană Bacău, prin adresa numărul 694 din 10-6-2016, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 9344 din 10-6-2016, s-a constatat că nu există mențiuni cu privire la încălcarea legalității alegerii fiecărui consilier județean. S-a constatat că există un număr de 8 renunțări exprese la mandatul de consilier județean declarat ales, și anume Șova Lucian, Smarandache Miron Alexandru, Avram Constantin, Ilie Viorel, Palăr Ionel, Miron Viorel, Manolache Cristinel și Roșca Sorin. În urma solicitărilor adresate formațiunilor politice ai căror candidați au renunțat expres la mandatul de consilier județean, au fost comunicați următorii supleanți: Manolache Vasile, Marcus Ana, Gheorghiță Marius,
Coșocaru Ovidiu Redu, Nechita Neculai, Grițcu Gabriel, Bosan Ionel și Stoica Dana Elena. Având în vedere că, așa cum am arătat mai sus, toți cei 37 de consilieri au fost aleși cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, propunem validarea mandatelor consilierilor județeni prezent, conform anexei la prezent. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Vom trece la procedeul de validare a fiecărui consilier în parte. Potrivit articolului 90, raportat la articolul 31, alineatul 5, din legea administrației publice locale, validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică cu votul deschis al consilierilor. De aceea, vom trece la prezentarea nominală a listei consilierilor și fac mențiunea că cel care este propus pentru validare nu are dreptul să voteze. Deci, pentru fiecare va fi cel puțin un vot mai puțin. Dați-mi voi să dau citire listei. Domnul consilier Bandea Toma, dacă sunt observații, dacă nu, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, cu 36 de voturi, domnul Bandea Toma a fost validat. 2. Berceanu Gheorghe. Sunt observații, dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Da, supun la vot. Cine este pentru? Toată lumea este de acord. Deci, cu 36 de voturi, a fost validat și domnul Berceanu Gheorghe. Doamna Bogea Angela. Supun la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Deci 37 de voturi. 36. Domnul Bostan Ionel Gabriel. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu 36 de voturi. Domnul Brașovean Sorin. Cine este pentru? Toată lumea, mulțumim. Domnul Brăneanu Dumitru. Cine este pentru? Deci toată lumea, mulțumim. 36 de voturi. Domnul Ciobaniță Cornelu. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul Cojocaru Ovidiu Relu. Cine este pentru? Mulțumim. Doamna Coșa Maricica Luminița. Cine este pentru? Mulțumim. Doamna Cristea Toma Tina Oana. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Cucerescu Ion. Cine este pentru? Deci, toată lumea, 36 de voturi. Doamna Dima Carmen, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Floroiu Logan, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, rog să se ridice ca să știu și să nu pierdem timp. Domnul Gheorghiță Marius Gabriel, cine este pentru? Mulțumesc. Toată lumea, 36 de voturi. Domnul Grițcu Gabriel, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Mulescu Vasile, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Ivișanu Claudiu Augustin, cine este pentru? Domnul Izoran Vasile, cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Ivanov Floarea, cine este pentru? Domnul Manolache Vasile, cine este pentru? Marchișana, cine este pentru? Mulțumesc.
Domnul Marcu Costică, cine este pentru? Nimeni împotrivă, 3-6 de voturi. Mihaela Petrica, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Miroșan Liviu Alexandru, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Mititelu Bihai, cine este pentru? Nu sunt observații și împotrivă. Domnul Năstase Claudiu, cine este pentru? Domnul Nechita Neculai, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Ochenatu Nechipor Eugene, cine este pentru? Domnul Olteanu Petre Cezar, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Puslar Marius, cine este pentru? Nu este nimeni împotrivă. Am rugat, dacă este cineva, să ridice mâna ca să nu mai întreb de fiecare dată. Domnul Popovnicu Constantin Dorian, cine este pentru? Domnul Spătar Neugen, cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Stoica, Dana Elena, cine este pentru? Domnul Șendra Iulian Răzvan, cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Jocan Teodora, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Șoca Sorin, cine este pentru? Și domnul Toma Viorel, cine este pentru? Deci toată lumea de fiind împotrivă, toți consilierii au fost validați cu 36 de voturi. Mulțumesc! O mențiune, doamna Marchiș, am văzut că s-a mai ridicat și nu vrea să mai ridica mâna. Dacă are cineva de... dacă cineva... Eu cred că toată lumea a votat pentru la validare, dar e cineva care a votat altfel, ca să nu... Eu am zis pentru operativitate să spună cel care... De operativitate, să știu că poate genera fictis la un moment dat, dar să nu genereze altceva. Dacă e cineva împotrivă la cineva. Să nu genereze altceva. Deci toată lumea a votat pentru. Da, mulțumesc foarte mult. Deci toată lumea a fost de acord. Eu mulțumesc tuturor consilierilor pentru validarea celor 37 de mandate și vă rog să permiteți să supun votului dumneavoastră hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 5 iunie 2016, fără să citesc întreaga hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau se abține cineva? Nu. Deci a fost aprobată și această hotărâre. Trecem acum la punctul 3 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către consilierii a căror mandate au fost validate. Acelor 37. Potrivit articolului 90, raportat la articolul 34, alineatul 1, din legea administrației publice locale, consilierii a căror mandate au fost validate depun în fața Consiliului Județean jurământul prevăzut la articolul 32 din legea 215/201. Care este procedura de depunere a jurământului? Cel mai tânăr consilier, domnul Cucerescu Ion, va da citire jurământului timp în care noi ne vom ridica în picioare cu toții, după care va striga în ordine alfabetică fiecare consilier care va fi rugat să vină în față la pupitru, cu mâna pe Biblie și pe Constituția României, va pronunța doar cuvântul jur și formula așa să ne ajute Dumnezeu, după care va semna jurământul. Da. 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 Da.
și o să mă ajut. Nu poți să-i luăm din față. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog să-l luați loc. Dane. Așa să ne ajute Dumnezeu.
juri, așa se mai ajută Dumnezeu. Jur, așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur, așa să-mi ajute Dumnezeu. Consiliul își încetează activitatea
și ne mulțumim din tot sufletul pentru tot ceea ce am făcut în cei 4 ani de activitate. Merită aplauze. Dacă voi înțelegeți hotărârea privind constatarea Constituirii Consiliului Județean, rezultat din alegerile locale desfășurate la 5 iunie 2016. De fiecare dată n-am mai citit întregul conținut. Consult dacă sunteți de acord cu această hotărâre. Cine este pentru? Consilier. Dacă răgă cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Mulțumesc foarte mult. Iată că am epuizat și punctul 4 și trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Constituirea Comisiei de Numărare a Voturilor. Pentru tipărirea buletinelor, distribuirea acestora și pentru numărarea voturilor, este nevoie să alegem o comisie formată din 3 consilieri. Această comisie va funcționa pe întreaga durată a mandatului de 4 ani. Rog să facem propuneri pentru această comisie. Domnul Ilișanu, vă rog. Aș avea două propuneri, domnul Cornelie Ciobăruța și domnul Manoache Vasile. Trebuie să faci o propunere, facem câte două toată sala. Cât sunt în comisie? 3. Da. Să fie prezentate toate cele 5 formațiuni politice și să fie fiecare viziune reprezentată. Și atunci nu mai sunt să puneți la vot cine vrea, așa, să pun la vot alegerea unei comisii din 3 consilieri, cine este pentru, în ordine în care cine este pentru. Nu știu care sunt cinci partide, domnul Șov va face cu un partid, dar nu e un partid. Deci vreau să văd cine este pentru, o dată să numărăm, să nu fie discuții. Pentru 3. Deci majoritatea plus 1, nu? Rămânem pe 3 propuneri. Deci domnul Ilișanu Claudiu a propus pe domnul Ciobăniță Corneliu. Doamna președinte, a face o observație. Vă rog. Pentru a nu exista niciun fel de suspiciuni, eu aș propune totuși ca în această formulă de 3 să fie reprezentate principalele formațiuni, ca să nu spun toate partidele, da? Deci, da. Eu cred că ar fi de bun simț și Partidul Național Liberal să fie acceptat cu un om în comisia de numărare. În cantă la parte, Partidul Liberal. Cred că nu ar fi caz. Mulțumim. 3. Lăsăm 3, dar din ăștia 3 să fie un om și din zona de dreapta. Da. Doamna Coșa Maricica, Nu sunt să faci
Cine este pentru?
și 30. Abțineri? 30. Împotrivă. Bun, împotrivă. Împotrivă. Deci, comisia este aleasă cu 23 de voturi pentru și 14 voturi împotriva. Am încheiat și acest punct al ordinii de zi și trecem la punctul 6, care presupune alegerea președintelui Consiliului Județean Bacău. Un moment foarte important. Potrivit articolului 101, aliniatul 1 și 2 din legea administrației publice locale, Consiliul Județean alege din membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, un președinte și doi vicepreședinți. Atât președintele, cât și vicepreședinții vor fi aleși prin vot secret al majorității consilierilor în funcție. Pentru acest punct, fac următoarea precizare. Deci am spus alege prin vot secret. Există model de buletin de vot. Vă rog să-l scrieți. Așa, buletin de vot privind alegerea președintelui Consiliului Județean. Cum se va proceda la vot? Deci există acest buletin de vot, am dat citire conținutului. Propunerile pentru funcția de președinte se fac de către consilieri în numele partidului sau al alianței din care fac parte. După ce se vor face propunerile, vom trece pe acest buletin, comisia se va ocupa de acest lucru, se va trece pe acest buletin numele celor propuși în ordinea propunerii, după care, pentru siguranță, vom pune pe verso ștampila și semnătura celor trei membri. Dar acest lucru, pe parcurs, o să vi-l reamintesc. Cu mai multe probleme legate de vot. Acum trecem la propuneri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Președinte, o precizare. Cum se votează? A spus că imediat ce facem, completăm, fac precizările pe buletinul de vot ca să nu mă apară probleme. Propuneri. Vă rog. Domnul Dorian. Doamna președintă de ședință, vin cu propunerea PSD și ALDE pentru această funcție, în persoana domnului Sorin Brașoveanu. Îmi revine onoarea de a, și privilegiul de a
prezenta poziția Partidului Național Liberal, ca să fie în alta funcție de președinte al Consiliului Județean, deci autoritatea absolută a administrației locale Bătăoane. Sincer vă spun, partidul nostru se aștepta ca din partea alianței PSD-ALDE să existe un candidat al partidului, al alianței ALDE. Și vă spun de ce. Pentru că, așa considerăm noi, semnalul electoratului a fost acela de a schimba administrațiile care au fost acum. Și știți foarte bine că numai la Consiliul Județean s-a întâmplat acest, a avut loc acest vot, prin care administrațiile care au fost nu au mai căpătat majoritatea care să le confere posibilitatea de a își asigura conducerea administrației locale. Mai mult de atât, așa cum spunea domnul Tărcianu într-o conferință de presă la Vator, primele patru organizații ale ALDE după performanțele electorale vor primi sprijinul PSD pentru a-și desemna și a fi aleși președinții din partea ALDE. De aceea spuneam noi că era firesc, ne așteptam să fie un candidat ALDE. Fără a contesta calitățile candidatului propus de ALDE-PSD, noi nu vom putea susține această candidatură și vom considera în continuare că electoratul nu primește ceea ce a așteptat în urma acestor alegeri. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Aștept propune. Dacă mai sunt propune. Dacă nu mai sunt propune, mai trec o dată. Dacă nu mai sunt propune, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, atunci rămâne o singură propunere, Brașoveanu Sorin, la poziția numărul 1. Comisia de numărare a voturilor va tipări pe aceste buletine numele domnului Brașoveanu Sorin și vom tipări 37 de buletine. Pentru a nu fi suspiciuni, după tipărire vom aplica pe verso ștampila Consiliului Județean și cei trei membri ai comisiei vor semna pe acest buletin. După care, tot în ordine alfabetică, vor fi strigați consilierii și li se va mâna buletinul. Rog comisia să-și intre în atribuții și noi nu am nimic și buletine. Ele sunt semnate și ștampilate. Acum vom proceda la înmânarea acestor buletine și fac următoarea mențiune. În momentul în care primiți aceste buletine, vă rog să verificați dacă pe verso au ștampila și semnăturile, iar în ceea ce privește votarea, vă rog să fiți atenți. Votarea se face prin exprimarea expresiei da. Dacă folosiți alte expresii, votul se anulează. Dacă sunt mai multe opțiuni, de asemenea se anulează. Dacă nu este nicio opțiune, de asemenea se anulează. Deci am rugămintea să fim foarte atenți și responsabil în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult. Voi citi foarte repede în ordine alfabetică, fiecare va veni să-și ia mandatul, ca să fim siguri că la mandatul reținut pentru tot. Bandea Toma, Bergeanu Gheorghev, Boge Angela, Bostan Ionel, Brașoveanu Sorin, Brăneanu Dumitru, Corbănița Corneliu, Cojocaru Ovidiu, Coșa Maricica Rubinița, Cristea Tina Oana,
Dima Cafe, Floroi Ionel, Bumulescu Vasile, Ilișanu Claudiu, Izvoranu Vasile, Ivanov Florian, Manolati Vasile, Marcu Calma, Marcu Costică, Mihăilă Petrică, Miroșanu Liviu Alexandru, Nicitelu Mihai, Năstase Claudiu, Nechita Beculai, Ochenatul Nechipor Eugen, Olteanu Petre Cezar, Vâslanu Marius, Popovnicu Constantin Dorian, Spătar Eugen, Doica Dana Elena, Șentrea Iulian Răzvan, Jocan Teodora, Șova Sorin și Toma Fiorel.
Da, la urmă. La vot au participat 37 consilieri județeni, din numărul de 37 funcții. Votul s-a exercitat cu respectarea normelor privind asigurarea secretului acestuia. În urma numărului votului s-a constatat următorul rezultat. Domnul Brașoveanu Sorin obține 27 de...
președinte al Consiliului Județean Bacău. Celor doi vicepreședinți, domnilor Ionel Floroiu și Claudiu Năstase, și în mod special domnului președinte Dragoș Benea. Pentru colaborare de 12 ani, o relație corectă de susținere a 10 de proiecte care au venit să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor aflate în dificultate din județul nostru. La sfârșitul săptămânii trecute s-a aflat în vizită în județul nostru președintele României, în vizită în Comuna Mătoșeni la o școală gimnazială. Bacăul, așa de cum știți, este județ pilot în cadrul proiectului Servicii Integrate la nivel de comunitate. Este vorba de un parteneriat între UNICEF, Consiliul Județean, Prefectură, Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului, instituțiile publice de interes județean și 38 de autorități publice locale. Deci, este vorba de un parteneriat între autorități locale, județene și naționale. Și ce poate fi mai frumos, mai nobil, decât la final de mandat și început de mandat, județul nostru să primească aprecierile făcute de președintele României, care a afirmat că, citez, acest model merită extins la nivel național. Astăzi am depus jurământul cu toții și împreună am rostit aceleași cuvinte care înseamnă, de fapt, aceleași angajamente. Acesta este nucleul. Sunt deschis, sunt adeptul mese rotunde, adeptul parteneriatului, asocierii, în care toți trebuie să ne manifestăm ca o minte, inimă și corp comun, după o hartă de antrenament comună, un nivel de armonie, fără precedent, formând împreună o conștiință colectivă. Îmi doresc să știți chiar de la început că vreau să ne caracterizeze eleganța, respectul și, mai ales, responsabilitatea și modestia. Eu cred că prin votul din 5 iunie, cetățenii au arătat că doresc schimbarea majoră de atitudine a tuturor, nu numai a clasei politice. Schimbarea nu este întâmplătoare, ci se produce odată cu muncă, cu disciplină, cu decență,
cu respectarea legii și responsabilitatea fiecărui cetățean al acestui județ. Calitățile sunt cele care ne definesc și sunt nemuritoare, pentru că pe măsură ce le împarți, cresc. Înțelepciunea este o calitate. Împarți înțelepciune, crește înțelepciune. Bunătatea e o calitate. Împarți bunătate, crește bunătate. Inteligența este o calitate. Împarți inteligență, crește inteligență. Omenia este o calitate. Și așa cum spuneam în jurământ, când am jurat, că vom face tot ce este, ce stă în puterile noastre pentru binele locuitorului județului, nu poți face bine atât timp cât tu nu ești bun. Și vă voi cere să fiți mai buni decât sunteți astăzi, în fiecare zi, câte puțin. Și asta cel de la oricine și, în primul rând, cel de la mine. Apreciez, așa cum am mai spus mai înainte, modestia și sobrietatea, atât materială cât și comportamentală. Să ajutăm la construcția unei mai bune. Da, este un ideal greu de atins, știu asta. Dar vreau să fim printre cei care luptă pentru el și sper să fim cât mai mulți. Stimați colegi, timpul deja se scurge din mandatul nostru. Așa că vreau să punem un început bun, iar de mâine să fim o ființă comună, așa să ne binecuvânteze Dumnezeu. Atât de fructuoasă și corectă, cu multe proiecte și în care ne uităm cu mândrie la tot ceea ce se întâmplă în rândul județului Bacău, în domeniul asistenței sociale, pentru că așa am colaborat din 2004 încoace, aș ruga în aplauzul din astăzi să primim pe domnul președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, domnul consilier, domnilor foști consilier, domnul invitat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor primari, nu vreau să omit pe nimeni. Sigur, nu sunt un om căruia se clape despărțire, ba din potrivă, dar credeți-mă și sunt convins că o să mă credeți, că această despărțire chiar o place. Pentru că, spunea bine, domnul Brășoveanu, ce predare de ștafetă mai frumoasă este decât cea în care un proiect european la care am lucrat nu numai noi doi, mai mulți oameni, timp de 2 ani, proiectul UNICEF, în care au fost implicate multe primării, foarte multe și-au făcut treaba bine, altele, de fapt, una singură, mai puțin bine. Un proiect validat, lansat chiar în această sală acum 2 ani, validat de-a lungul timpului și de primul ministru Victor Ponta, validat acum o săptămână aproape de președintele României, Klaus Iohannis. E un proiect la care și eu și domnul Brașovean am lucrat foarte mult și pe care l-am urmărit îndeaproape. Și vedeți că parcă în viață nimic nu este întâmplător. Îmi place această despărțire pentru că, fără falsă modestie, dar trebuie să surprindem momentul în care suntem. Am coordonat, nu place să spun că am condus, am coordonat o echipă politică. Până la urmă aici suntem, în urma, cu toții în urma unei acțiuni politice, am coordonat o echipă politică extrem de motivată, extrem de competentă și am propus o echipă politică care, cel puțin pe data de 5 iunie, a strâns cele mai multe voturi de încredere, de susținere, cele mai multe sufragii din partea bărbăoanelor. Organizația PSD Bacău a propus 61 de oameni care au fost validați de comunitățile lor pentru data de 5 iunie și astăzi, ca o consecință firească, dar sigur, grație și susținerii celor de la ALDE, asupra cărora să fac o paranteză separată, PSD-ul, deși beneficiază din punctul meu de vedere de o lege strâmbă de alegerea președintelui Consiliului Județean, poate să confirmă vârsta electoratului, pentru că atunci când dai aproape 42% de județ, nu e corect, domnule Oteanu, să nu conduci destinerea acestui județ. 42% la o distanță de 16% de următorul clasat e totuși
un vot de susținere și aș îndrăzni să spun chiar de încredere. Se pregătește să înceapă ședința de Consiliu Local și acolo este un alt om care a făcut diferența pentru organizația pe care o conduc, la fel cum a făcut și Sorin. Totuși, trebuie să constatați diferențele între candidații propuși de PSD și cei care acum bat obrazul celor care nu trebuie. Sorin Brașoveanu este un om care a făcut proiecte, a validat proiecte și electoratul a susținut. La fel cum domnul Cosmin Necula, evident, reprezintă o speranță pentru municipiul Bacău și reprezintă, este dovada vie a faptului că oamenii au spus stop la anumite lucruri și la anumiți candidați. Când cei de pe locurile imediat următoare nu strâng nici voturile care le strâns tu, este clar că asupra ta apasă o povară imensă, dar este clar că ai fost validat de foarte mulți cetățeni din municipiul Bacău. Și sigur că împreună cu ceilalți colaboratori ai mei din interiorul organizației, nu putem să nu fim mândri că cele mai bune rezultate din istoria organizației din care facem parte de atâta timp s-au înregistrat, cele mai bune rezultate ce obțin în acest mileniu, s-au înregistrat în iunie 2016. Evident că, sigur, poate ați fost atenți la nuanța pe care am folosit-o, noi am fost susținut pe ciuniune de câștigat, rămâne de văzut dacă vom câștiga în următorii 4 ani, pentru că deși nu fac parte din categoria celor care obișnuiesc să spună foarte des că sunt așteptări foarte mari, politicienii folosesc de atât de multe ori această sintagmă încât au demonetizat-o. Da, întotdeauna este așteptarea din partea electoratului pentru cei care preiau destinele unei comunități. Dar fac parte din categoria celor care întotdeauna, în primul rând, au mulțumit celor care ne-au susținut și le mulțumesc încă o dată pe această cale, iar celor care nu ne-au susținut, sperăm să le demonstrăm că au făcut o alegere greșită sau o opțiune mai puțin fericită. Nu aș vrea să mă depărtez, și mă știți foarte bine, nu sunt... A reușit și domnul Teanu să mă scoată puțin din festivismul inerent al acestei acțiuni. Nu vreau să trec peste perioada de campanie electorală, nu ca aș fi o fire mai... incisivă sau mai ofensivă, dar pur și simplu eu nu pot să cred că mâncăm ceva în luna mai și altceva în luna iunie sau în luna aprilie. Adică suntem niște oameni în luna mai și totul alții în luna iunie. Nu cred în așa ceva. Eu cred că cei care au asemenea derapaje uriașe de discurs și de abordare și de atitudine sunt pur și simplu ipocriți sau demagogi. Și de aceea aș surprinde câteva din momentele importante ale acestei campanii și aș spune foarte simplu că cei care, deși candidau la municipii, la orașe, la funcții importante în municipiul Bacău, trebuiau să prezint cetățenilor problemele municipiului și ce au ei de gând cu municipiul Bacău, vorbeau mai mult de județ, încercând să mute discuția, încercând să mute dezbaterea, deși ei, unii dintre ei, fie erau la domiciliu acasă, fie erau în control judiciar, fie nu prea fuseseră pe județ. E puțin anapoda să lansezi fel de fel de fumigene și știu cei din față de ei la ce mă refer, că virgulă, campania electorală a partidului din care fac parte a fost finanțată de Exit Pharma și după aceea nu e să reclamăm cu toții consensul administrativ. Nu e regulă să vorbim una mai și cu totul altceva în iunie. În schimb, toți acești oameni care s-au făcut că nu lucrează la același obiectiv, au primit răspunsul din partea electoratului care l-au meritat, au primit răspunsul și la județ și la municipiu. Și sigur că răspunsul la județ îi putea fi imposibil PSD-ului, dacă nu aveam susținerea celor de la ALDE. În primul rând, dar să mulțumesc celor de la Partidul Conservator, pentru că așa m-am învățat cu și de când colaborați cu el și ei erau Partidul Conservator, doamna domnul Avram, doamna Cicăpo și domnul Omulescu. E puțin anapoda și neelegant. Domnul Consiliu Oteanu, vă respect foarte mult și mult ca și tot. Dar cred că vreau să închis televizorul că domnul Tăricioan a spus că nu reprezentați liberalismul, ori vă faceți că nu știți istoria relațiilor PNL-APD. De fapt, eu vă spun altfel. Oamenii de la ALDE sunt oameni care întotdeauna au fost peste sigla partidului.
Și, din păcate, nu din vina dumneavoastră, dar din vina unor lideri dumneavoastră, de-a lungul timpului, ați creat toate premisele ca acești oameni să performeze în altă parte. Eu, ca președintele organizației PSD, nu sunt supărat că ați făcut acest lucru, dar trebuie să vă spun că sunteți patetic când veniți și le arătați obrazul cu asemenea subiecte. Vreau să nu trec peste o performanță importantă a unui fost coleg din Consiliul Județean, domnul Sorin Șova, actualmente consilier independent, în performă a alegerilor locale, peste 16.000 de voturi, și ele au fost luate cu o campanie civilizată, pe care tot o clamăm, dar foarte puțin o și consumăm, cu o campanie în care a surprins și minusurile inerente ale unei administrații, dar a mai surprins ceea ce puțin fac, și anume că și în județul Bacău, și în municipiul Bacău, și în multe localități, se mai întâmplă și lucruri bune. De obicei, tipul de candidat care se croiește pe formula de independent, se face că nu vede că în comunitățile în care lucrăm și muncim se mai întâmplă și lucruri pozitive. Și asta nu este... este dăunător întregului primat, întregului primat politic. Pentru că, repet, toată lumea... Acum este un climat aparent propice performanței. Spun că este propice performanței pentru că, totuși, există două structuri care s-au compatibilizat de-a lungul timpului, și PSD și ALDE, și care chiar cred și știu ce înseamnă consensul administrativ. Dar spun aparent pentru că există și deja personaje politice care, la fel, clamează consensul administrativ, dar deja încep să folosească termeni incorrecti și care le trădează mai repede despre cazul strategia. Nu poți să spui despre un primar sau un președinte de Consiliul Județean că este mânărit sau copușărit de cineva, la fel de bine cum, tot cunoscându-le performanțele lor administrative, la fel de bine cum nu poți să le spui că să nu-și bate joc de încrederea băcăoanilor. Poți să găsești fel de fel de alte formulă, dar eu îi asigur pe respectivii că așa cum îi cunosc eu, și pe consilierii locali, și pe consilierii județeni Bacău, și pe președintele Consiliului Județean Centales, și pe primarul municipiului Bacău, de un lucru îi asigur. Nu-și vor bate joc de încrederea oamenilor, ci vor face tot ceea ce pot de-a lungul unui mandat. De-a lungul unui mandat nu s-a inventat până acum mandatul perfect. Încerci să faci tot ce poți și ceea ce nu reușești să faci, să explici oamenilor de ce metoduri. E simplu să arunci cu, de la început și, repet, incorrect cu asemenea categorisire, atât de timp cât tu, și nu e vorba numai de unul, n-ai făcut prea multe lucruri. Spun că există premisele unui consens administrativ și văzând noul Consiliu Județean, sunt consilieri județeni care înțeleg ceea ce spun eu acum și care cred că cel puțin în următoarea perioadă de timp, 6 luni, un an, vor susține proiectele administrației locale Borcovane, fie că e Consiliul Județean, fie că e Consiliul Local Bacău. Eu vorbesc întotdeauna, sau vorbesc cu preponderență despre Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Bacău, pentru că eu, îmi pare rău să spun, acum 4 ani în această sală se constituia USL-ul sau Consiliul Județean sub auspiciile USL, dar așa cum va colabora Consiliul Județean cu Consiliul Bacău, cu Consiliul Local Bacău, de acum încolo, n-au colaborat în ultimii 4, 8 sau 12 ani și asta vă spun sub cuvânt de onoare că nu din cauza mea sau Consiliul Județean. Vreau să mai spun că sper să nu mai existe foarte mulți consilieri județeni, ci vechi mandat nu au existat, sunt câțiva iune pe degetele de la pe jumătate din degete la o mână, care, deși nu le cunoștim local, nu le auzim niciodată în cuvântul, atunci când au probleme cu coloana vertebrală sau probleme cu caracterul, își justifică plecările din Consiliul Județean pe seama faptului că nu au fost lăsați să contribuie la dezvoltarea comunității, ei au avut idei minunate, strălucite, dar cineva, roșu sau neroșu, i-a împiedicat. Este incorrect și asta îi doresc eu viitorului legislativ al Consiliului Județean să nu mai aibă parte de asemenea. Oamenii acei care sunt întâmplători pe asemenea funcții și se regăsesc în acest portret robot să schimbe total atitudinea pentru că este incorrectă.
Vreau să fac trecere acum în plan administrativ. Obișnuiesc să fac luminarizări, asta aduce și minusuri și plusuri pentru gării și săsupe. Eu vreau să mulțumesc foarte mult la doi colaboratori foarte apropiați. Domnul Lucian și domnul deputat Lucian Șova și domnul vicepreședinte Florău, cu deși am reușit să, în ultimii ani, să împin câteva proiecte care s-au recepționat, câteva și s-au finalizat, câteva proiecte care sunt în curs de implementare și câteva proiecte, și de fapt un proiect foarte important care, subliniez încă o dată, are tot ce-i trebuie pentru a se finaliza în favoarea municipiului Bacău, vorba centrală vânătoare, are constructor, are organizație de justiție, are finanțare. Rămâne ca acest constructor împreună cu cei din municipiul Bacău sub antreprenorii să-și facă datoria. Noi am adus acest proiect până la această fază, nu înseamnă că îl lăsăm, dar să nu ne facem că nu există o diferență între cei care taie palme și false și cei care participă la inaugurări adevărate. Și până la urmă, asta poate fi uneori și explicația diferențelor care se înregistrează atunci când intrăm în alegeri. Domnul Brașoveanu, domnul președinte al Consiliului Județean, îi doresc succes. Nu este o misiune, este o misiune ușoară, este o misiune complicată. Vă spun din propria experiență și mă credeți. Să colaborez cu peste 150 de primari și peste 10 prefecți. Nu este simplu, e foarte complicat și n-ai cum să nu ieși în fel sau altul ciumit aceste dialoguri. Fiecare primar, știți cu toții și nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru fiecare primar, problemele comunității lui sunt cele mai importante. Dar dacă tot vorbim de județul Bacău, județul Bacău nu înseamnă doar o comunitate, sunt 93 de comunități. Și am văzut acest lucru că și în campania recent încheiată s-au decalibrat foarte mult și dezechilibrat foarte mult discursurile tuturor candidaților. Îi anunț pe toți că județul Bacău nu înseamnă numai municipiul Bacău, eventual înseamnă în primul rând municipiul Bacău, ci înseamnă și celelalte 92 de comunități administrative teritoriale, care doriți dumneavoastră rechitați apodătorului Motoșeni. Nu vreau să încep, ar trebui să citesc toate cele 99 de UAT-uri. Asta trebuie să o știe, în primul rând, președintele Consiliului Județean și sunt convins că Sorin înțelege ce spun acum. Va avea momente dificile, pentru că fiecare primar, repet, are proiectele lui și ale lui sunt cele mai importante. Iar această armonizare și această omogenizare, de multe ori, nu-și atinge țintele. Am făcut trecerea în administrativ. Vreau să mai pomenez de câteva proiecte. Important întotdeauna sănătatea pentru Consiliul Județean Bacău a fost prioritară. Vorbesc cifre, vorbesc investiție. Nu numai Spitalul Județean de Urgență, ci și Spitalul Municipal Mâineș, Spitalul Municipal Mâineș, sunt instituția asupra care Consiliul Județean întotdeauna a manifestat deschidere. Dar țin să mai spun încă o dată, o investiție importantă, o investiție care va alina multă suferință, radioterapia va fi recepționată în cel mai rău caz în luna august și ea va deveni funcțională în toamna acestui an, după ce se vor face toate certificările de rigoare undeva în luna octombrie. Același lucru vreau să spun despre aeroportul internațional, pentru că se fac fel de fel de paralele. Pe deosebire de Spitalul Municipal, care zace în piste 10 ani și nu știm ce se întâmplă acolo, o să aflăm. Sunt convins că măcar transparență, sau în primul rând transparență, domnul primar Nicola va aduce. Aeroportul Internațional, grație și managerului și Consiliului Județean, a procesat milioane de pasageri, funcționează, nu se ridică la standardele la care ne-am dorit, dar în intervalul decembrie-februarie, funcție de ritmul lucrărilor și funcție de condiții meteo, acest obiectiv va fi recepționat. Sigur, nu vreau să trec peste celelalte instituții ale Consiliului Județean. Domnul Brașoveanu, știți, a condus una dintre cele mai performante direcții de protecție a copilului, implicat în foarte multe parteneriate. Cred că vor fi în continuare foarte multe parteneriate. Sunt convins că acolo lucrurile vor merge în același trend, fără să dezechilibreze cumva celelalte priorități ale bugetului propriu al Consiliului Județean. Cultura, în sfârșit, zona de cultură, pot să spun că de vreo 2-3 ani a
avut parte de un suflu și un aer proaspăt, grație, în primul rând, managerilor de acolo, dar și executivului de la Consiliul Județean. Câteva cuvinte despre aparatul Consiliului Județean. Și am să fiu foarte, iarăși, foarte, sigur, sunt subiectiv, dar trebuie să fiu foarte explicit și foarte clar. Asupra Consiliului Județean nu planează niciun pericol legat de fondurile europene. Nu este niciun proiect de fondurile europene nefuncțional sau nerecepționat. Asta se datorează, în primul rând, salariaților din Consiliul Județean. Se știu ei care. Sunt și oameni mai importanți și mai puțin importanți. Nu sunt chiar toți la egalitate. Dar faptul că astăzi, asupra Consiliului Județean, spre deosebire de alte instituții, poate apropiate, la 300 de metri, nu planează acest pericol. E un merit, în primul rând, al neștilor și el trebuie subliniat. Practic, Consiliul Județean Bacău așteaptă în continuare ghidurile de finanțare pe fonduri europene, cu o echipă, zic eu, pregătită, competitivă, competentă și care va fi foarte bine ghidată, zic, de domnul președinte Brașovean. La fel, sunt absolut convins, nu datorită mie, ci datorită, în primul rând, deșilor. Colectivul de la Consiliul Județean, în primul rând, este mult mai responsabil în relația cu cetățeanul. Spre deosebire de cealaltă instituție la care știți că mai chiar și nu mai trebuie să spun, Primăria Municipiului Bacău, unde, datorită unui haos administrativ din ultimii 2 ani, relația cu cetățeanul a fost una jignitoare, ca să spun lucrurile pe nume. Să nu ne facem că există aceste realități. E foarte important ca relația cu cetățeanul de la momentul în care plătește taxele și impozitele până la momentul în care plătește autorizație să fie una civilizată. La Primăria Municipiului Bacău știți cu toții în ce condiții merg cetățenii Municipiului Bacău să-și plătească taxele și impozitele. Este expresia cea mai plastică a dezastrului în care a ajuns relația cetățean-primărie, pentru că pentru cetățeanul din Municipiul Bacău, cea mai importantă instituție, nu este nici Consiliul Județean, nici Prefectura, ci este chiar Primăria Municipiului Bacău. De altfel, în proiectul acesta, UNICEF, care funcționează foarte bine în tot județul, în 30 și ceva de comunități, e o unitate administrativă teritorială care nu funcționează. Și n-ar fi nicio problemă dacă cei care ar suferi ar fi acei funcționari, directori, directoare de la Servicii de Asistență Socială. Proiectul UNICEF funcționează bine în tot județul, mai puțin la Primăria Municipiului Bacău sau Municipiul Bacău. Și de nepăsarea, indiferența și incompetența nici mai contează unor directori, unor funcționari de acolo, au avut de pierdut oameni din Municipiul Bacău, oameni cu o situație materială mai precară. Și cred că, repet, atât de se poate și este o altă fotografie foarte plastică a felului în care s-a raportat, cel puțin în ultimii 2 ani, Primăria Municipiului Bacău la cetățean. Încă o dată, le mulțumesc colaboratorilor foarte apropiați din Consiliul Județean, din Executivul Consiliului Județean, le mulțumesc Consiliul Județean, le mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc domnului vicepreședinte Floroiu, mă raportez cel puțin la ultimul mandat, dacă nu aș duce mai în urmă, ar trebui să comunic și pe doamna Bogea și pe doamna Coșa și mulți alții, pe domnul Brăneanu. Nu mă duc până acolo. Le mulțumesc consilierilor județeni din întregul Consiliul Județean vechi, pentru că totuși am dat la o săptămână cifră. Sunt 770 de proiecte din 771 aprobate. Deci doar unul nu a fost aprobat. Asta spune ceva, sigur, unele mai importante, alte mai puțin importante, unele mai formale, alte mai puțin formale, dar asta spune ceva despre felul în care s-a lucrat pe relația executiv, comisii de specialitate și chiar și plenul Consiliului Județean. Au mai fost momente, în general, în perioada campaniei electorale, când temperatura creștea. Îi mulțumesc încă o dată partenerilor administrativi, în primul rând, și abia apoi politici, de la Partidul Conservator, astăzi ALDE. Acest moment important din istoria județului și municipiului se datorează și deșilor. Iar domnului președinte Sorin Brașoveanu, îi doresc să aibă o colaborare
cât se poate de bună cu toți cei 93 de primari. E un ideal să o ai la fel de bună cu toți sau să o ai perfectă cu toți. Sunt convins că va beneficia de un climat ceva mai favorabil decât până acum. Și peste 4 ani să vă raporteze dumneavoastră celor care l-ați susținut și astăzi și l-ați susținut și pe 5 iunie, misiunea îndeplinită. Vă mulțumesc și mult succes! Dar cu plânteala noastră, două puncte la ordine zi mai avem. Mai puțin, să fiu cât mai repede. A fost pomenit cum e mai mult. Dar hai să terminăm și după aceea. Noi bine după ce terminăm. Da? Hai. Mergi după. Cred că peste destul de apa granat de la unici. Aia ar trebui să o preocupe noastră. Condeiul. Deci punctul 7 este alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău pentru alegerea vicepreședintelui. Haideți să terminăm ordinea de zi și pentru alegerea vicepreședintelui, procedura este aceeași ca la președinte, adică alegerea se face prin vot secret. Este, există un buletin de vot pe care îl arăt și pe care îi citesc și conținutul, nume, prenume, apartenență cu opțiunea. Opțiunea se exprimă prin da, în dreptul candidaților preferați. Fiecare propunere va fi supusă dezbatere, se consultă consilierul propus dacă acceptă candidatura, propunerile pot fi înscrise pe buletinul de vot în ordine în care au fost făcute, se consultă consilierul dacă mai aveți și alte propuneri și după ce s-a încheiat etapa formulării propunerii, se tipăresc buletinul de vot cu acești câți consilieri sunt în sală, adică 37. Pentru siguranța votului, fac următoarea mențiune, pe buletinele de vot se va aplica, așa ca și la președintele Consiliului Județean, se va aplica ștampila Consiliului Județean și vor fi semnate de către președintele, de către cei trei membri ai Comisiei de numărare a votului. Acum trecem la propuneri, la formularea propunerilor pentru funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean și după aceea pregătirea buletinului. Propunerile se fac din partea formațiunilor politice și vă rog să faceți propuneri. Un consilier din partea formațiunii sau grupului. Cine face propuneri? Pentru funcție de vicepreședinte. Domnul Brănean. De partea Partidului Social Democrat și a Partidului Social Democrat a doua, propun că domnul Nelu Floroiu. Deci Nelu Floroiu din partea PSD, ALDE. Alte propuneri. Domnul Humulescu. Din partea ALDE, PSD. Deci o altă propunere din partea PSD, ALDE, domnul Gheorghiță Marius. Altă propunere. Domnul Teamu. Din partea grupului Partidului Național Liberal, pe domnul Năstase Claudiu. Din partea Partidului Național Liberal, pe domnul Claudiu Năstase. Și domnul... Din partea PSRO, pe Vasile Izvoran. Din partea PSRO, pe domnul Vasile Izvoran. Vă rog să menționați numele. Acum o să întreb pe cei patru dacă acceptă. Domnul Floroiu, acceptați? Domnul Gheorghiță? Da? Domnul Claudiu Năstase? Și domnul Vasile Izvoranu? Da. Vă rog să-i treceți în buletinul de vot, în ordinea în care au fost făcute propunerile, dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu, încheiem. Încheiem propunerile și trecem la redactare. Și acum să... Comisia.
Comisia de onorare a votului de sfârșit în atribuție. Exprimarea votului, atenție, exprimarea votului se face prin înscrierea opțiunii DA în dreptul candidatului preferat. Deci nu sunt 4 sau 5 propuneri, deci DA la primele două sau următoarele două sau care vreți dumneavoastră. Deci nu mai două opțiuni, altfel se consideră nul buletinul de vot. Deci cele care vor avea, buletinul de vot care avea scrise mai multe de opțiune, cele care nu au nicio opțiune, și cele pe care a fost exprimat altfel decât prin opțiunea ta. Sunt nule. Și acum. Domnul Bandea Toma. Se pregătește domnul Berceanu Gheorghe. Doamna Bogea Angela. Domnul Bostan Ionel Gabriel. Brănanu Dumitru. Ciobăniza Corneliu. Cojocar Robin Brăniu. Doamna Coșa Vernicica Urița. Cristea Tina Oana. Cucerescu Ioan. Carmen Dima. Ionel Floroiu. Marius Gabriel Gheorghiță.
Gabriel Grițcu. Romulescu Vasile, Claudiu Mișanu, Vasile Izvoranu, Floarea Ivanov. Vasile Manolache. Doamna Manolache Vasile. Doamna Marti Șahan. Domnul Marco Costică. Domnul Mihail Petrică, Miroșanu Liviu Alexandru, Mititelu Mihai, Claudiu Năstase, Neculai Lechita, Ochenatul de tipuri urgent. Marius Păzlaru. Olteanu Petre Cezar. Cu Constantin Dorian, Spătarul Eugen, Stoica Dana Elena, Cendrea Iulian Răzvan, Thank you.
La vot au participat 37 de consilieri județeni din numărul de 37 în funcție. Votul s-a exercitat cu respectarea normelor privind asigurarea secretului acesteia. În urma numărării votului s-a constatat următorul rezultat. Foroiu Ionel, 22 de voturi. Gărghiță Mare, 22 de voturi. Năstase Claudiu, 7 voturi. Izvoran Vasile, 7 voturi. A obținut numărul de voturi prevăzute de articolul 98, corroborat cu articolul 45 al aliniatul 5 din legea 2015-2019, deci competențe ulterioare, domnul Foroiu Ionel și domnul Gheorghiță Marius vor fi declarați aleși vicepreședința ai Consiliului Județean Bacău. Sunt anulate. Așadar, prin vot secret, domnii consilieri Ionel Foroiu și Gheorghiță Marius Gabriel au fost aleși în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Țeanul Bacău. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, stabilirea denumirii domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean. Vă rog să permite să dau citire eu la proiectul de hotărâre. Se organizează număr de 5 comisii, tot 5 au fost și până acum, de specialitate, pe următoarele domenii de activitate. Comisia numărul 1, economică. Comisia numărul 2, urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice. Comisia numărul 3, sănătate, asistență socială, tineret și sport. Comisia numărul 4, educație, cultură, artă și religie. Comisia numărul 5, juridică și administrație publică. Componența nominală a comisiilor de specialitate și atribuțiile acestea vor fi stabilite în următoarea ședință a Consiliului Județean.
Vă supunem la vot proiectul de hotărâre cu denumirea celor 5 comisii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! În unanimitate au fost aprobate cele 5 comisii de specialitate ale Consiliului Județean, ocazie cu care declar închise ședința de constituire și să le dea Dumnezeu un mandat bine lucrat. Mulțumesc!